hai să ne urcăm. Mi-am mai pus o pereche de șosete între timp. Și încă două geci și încă... Ia, uite. Hello, sir. Hello. De vedetă în deșert pe Cămilă. Inconștiență se numește asta. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou test de vedetă. De această dată am schimbat atât peisajul cât și automobilul. Nu știu cum le cheamă. Este Camilo Mobilo. Sau? Camilo Mobilo. Iar invitatul special din această săptămână este nimeni alta decât Jojo. Eu. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la fetița mea. Da. La căsuța mea, mă, la era. La fetiță, îmi sună mai bine, sună mai bine. Cum era? Na-n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 a
Este foarte mișto să cânti când bate vântul ăsta rece. Așa. Vântul rece. Și ți sugrumă cordele vocale. Nu, eu sunt mult prea concentrat să mă țin, să nu fac Camila. Da, m-am întors să văd unde e microfonul. Uite, măi, îl vezi? Ce ingenios ești, băi, Sergi, băi. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai dintr-o vacanță? Sunt multe. Sunt multe pentru că nouă chiar ne plac vacanțele. Uh-huh. Cea mai recentă amintire dintr-o vacanță este din vacanța pe care am petrecut-o la schi înainte de a veni aici în Iordania. Așa. Unde am reușit să urcăm pe zorii pe schiuri. Ce drăguț. Da, și a fost o mare plăcere pentru mine să-mi văd amândoi copiii schiind. Asta mi s-a părut fantastic, însă avem foarte multe amintiri frumoase împreună și să știi că, apropo de faptul că ai un bebeluș, tu, unele dintre cele mai frumoase amintiri sunt din primele noastre vacanțe cu Zori când era bebe. Când era bebe, da. Da, da, când părea a fi foarte complicat, dar ne-am descurcat. Ce sfaturi ai pentru mine în momentul în care plec cu aia mică în vacanță? Să rămâi calm. Orice ar fi, trebuie să ai răbdare și să ai calm. Mult calm, nu? Da, până la urmă viața cu un copil nu mai poate fi ca atunci când ești singur, nu? Da, corect. Dar știi cum e, nici nu-ți spun să te ascunzi într-un colț sau să lași copilul acasă. Viața merită trăită și în vacanțe și peste tot, cu tot cu copil. Da. Și așa învață și copilul foarte multe lucruri. Când a fost mai greu? Când era mai mică sau acum? Măi, acum e mai fâșneață. Când era mai mică, era mai dificil din punct de vedere organizatoric, pentru că știi și tu cum e, mai ales când mergi la mare cu un copil mic. Mama mea! Te ferești de soare, o adormeam pe sub umbrele, mă izbeam cu capul de umbrelă, chestii de genul ăsta, căutam locuri cu umbră. Dar acum lucrurile s-au simplificat și ne plimbă peste tot, trebuie să facem în continuu ceva. Da, normal că e mereu... Vrea acțiune, mereu vrea plimbată. Văd și la... Iar Achim este foarte, foarte mare notător și cea mai mare plăcere a lui e să mănece oriunde. În mare, stenece? În piscină, da. Pentru că eu nu not bine. Hai că parcă s-a mai și încălzit. Da, îmi trece un vânt pe la ureche, așa de cald e. Ai, dă capul și tot zilele noastre. Acum înțeleg eu, pe oamenii ăștia care stau prin deșert, că au și cafea asta pe cap, au și... hainele foarte lungi și groase. Da. Chiar îi înțeleg. Mama, am înghețat de tot, jur. Mă, dar trebuia să întrebăm și noi cum le cheamă. Pe Cămile? Ne trebuie numele. Da. Da. Basilica și Maricica. Da, de ce așa? Să le punem nume mai alese. Opa, opa, opa! Ai luat-o la vale, tată! Nu, ce a mea ai? Trebuie să aibă un nume de actriță ceva. Uite-o pe asta. Mă simt de parcă dețin vreo 200 de Cămile, așa... Nu de ții, stai liniștit. Trebuia să mă lași pe mine să mai visez puțin. E, uite, asta n-am încercat, să mor cu copilul pe Cămilă. Te-ai relaxant așa, nu știu, parcă mă... Da. Mă adorme treaba asta. Tarancă-tang, 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 tarancă-tang. M-am înghețat de tot, ce să mă mai spun. Mi-au înghețat fața, picioarele, degetele. Abia articulez cuvintele. Nu știu cum poate să stea Sergiu în deșertul ăsta friguros, fără căciulă. Dar el vrea să fie frumos. Fashion. Ia fashion. Uite, fashion. Ia vezi, te lași pe spate. Uai, de capul meu. Nu dă-te e fericită, jos. Camila mea.
Hai, dă capul și dă zilele mele. Ia, de capul meu. Ok. Gata, am învins. Tată, ușor. Vai de mine. Oh, da, da, da. Oh. Thank you. Hai că am răzbit. N-am căzut de pe cămilă, e bine. Doamne, cât am, cât de tare am putut să îngheț. Și tu mă mai puteai să te mai și întreb lucruri. Măi, uite, știi care e pasiunea mea cea mai mare între ele? Sunt animalele. Mă gândeam să-mi iau o buvniță. N-am voie, e ilegal să deții buvniță în România. Buvniță. Dar o mai cămilă. Mai știu pe cineva care și-a luat găină. Să-i duc lui Paolo o cămilă. Da, știu. Să-i duc lui Paolo o cămilă la noi în grădină, acolo, lângă căine. N-ar fi rău. Da, fac, se duce cu ea la repetiții. Știi ce zic? Oh, Dan, pam, pam, să-l văd pe Paul Lipate prin București, așa. La repetiții, frumos. Pe Calea Victoriei, pe Cămilă. Mă duc și eu la cumpărături. Da? Cu Cămila. Unde parchezi la mall, de exemplu? Acolo, în față. În față, pe... Unde sunt plantele alea exotice? Acolo, în față. Ca să se simtă acasă. Păi chiar m-am simțit foarte bine. Eu zic să mergem să ne încălzim puțin pentru că dacă nu, nu o să mai pot să vorbesc deloc. Nu mai vezi de treaba ta, vezi de treaba ta. Hai să intrăm, că am înghețat.